preasfințitul Daniel Pacoșanu, preasfințitul Sofian Pătrunjel și zeci de preoți și teologi români. În anul 1991 a fost hirotonit preot și numit protopresbiter al tronului ecumenic, slujind până prezent în Biserica Sfântul Antonie din Salonic. A reprezentat Patriarhia Constantinopolului și Biserica Greciei în întâlniri interortodoxe și intercreștine. A participat la dialogul cu vechii catolici și cu romano-catolicii și la întâlnirile interortodoxe de la Geneva pentru pregătirea Marelui Sinod Ecumenic, el fiind persoana cheie în aceste pregătiri. A pregătit numeroase enciclice ale Patriarhiei Ecumenice, fiind teologul de marcă al Patriarhiei Ecumenice. A respins cu hotărâre uniația, care înseamnă metodă de prozelitism romano-catolic. A respins cu hotărâre uniația alături de teologi romano-catolici și ortodoxi la Freising și în München în iunie 1991. A atacat acordul de la Balaman, în care se încerca un nou tip de uniație din partea romano-catolicilor. Acord ce va fi respins oficial de bisericile ortodoxe la Baltimore în anul 2000. Motiv pentru care va fi și oprit de a continua dialogul cu romano-catolicii din partea Patriarhiei Constantinopolului, datorită uneltirilor romano-catolicilor și a lipsei de conștiință dogmatică a unor înalți prelați ortodoxi. În 1991 va înființa Societatea de Studii Ortodoxe, care va edita trilunar revista teologică Teodromia, considerată cea mai importantă revistă teologică științifică a Bisericii Grecii. Patriarhia Ierusalimului îl cheamă în 2006 pentru a pune bazele cercetării patristice la Ierusalim și a periodicului Novum Sion. Scrierea sa, Binefăcător și curățitor tsunami, este responsabil Dumnezeu pentru catastrofele naturale. A fost premiată la Moscova de către Uniunea Scriitorilor Ruși ca fiind genială. Alături de Părintele Ioannis Romanidis, este considerat cel mai important teolog patrolog, cu zeci de traduceri din greaca veche în neogreacă, cu zeci de cărți scrise care au revigorat teologia patristică din secolul nostru, aducându-i pe Sfinții Părinți aproape de tine teologi și făcându-i accesibil tuturor creștinilor ortodoxi prin transpunerea simplă și obiectivă a învățăturii Sfinților Părinți, care, prin Părintele Teodorozisis, au devenit și părinți contemporan nouă, părinți ai secolului 21. Părintele a redescoperit apologetica și polemica. Reprezint conștiința dogmatică în mădularele vii ale Bisericii Ortodoxe. Părintele profesor a fost preocupat și de scrierile ascetice și monastice, dar și misionale, redescoperindu-i pe Sfinții Polivazi, Sfântul Atanasie Varius din Varius, Sfântul Nicodim Aghioritul, etc. Bibliografia sa este foarte bogată, încât nu am reușit să redăm decât o foarte mică parte a operei Părintelui. Am putea conchide cu faptul că Părintele Teodoros lucrează pentru a face cât mai accesibilă învățătura ortodoxă sănătoasă poporului lui Dumnezeu. Are zeci de omilii la radio și televiziune, dar și pe zeci de site-uri pe internet. Omiliile lui circulă pe CD-uri și MP3-uri și sunt căutate de credincioșii de rând datorită simplității expunerii bogăției patristice, cum nimeni altul a putut să o facă. Soția Părintelui Cristina este în prezent monahie, iar băiatul cel mare este și el monah. Părintele și-a dedicat viața misiunii ortodoxe și iubirea și pasiunea lui pentru Sfinții Părinți se transformă într-un nectar din care ne adăpăm și noi, având marea șansă și binecuvântare de a-l avea astăzi în mijlocul nostru. Pe lângă ceea ce am scris, vreau să vă mai spun că Părintele conduce sinapsa preoților și monahilor anti-ecumeniști din Grecia. Ευχαριστώ τον Πατέρα μου Θεό για αυτήν την λίγο εκτενή παρουσίαση του βιογραφικού μου, που δεν ήταν και πολύ ταπεινή,
Îi mulțumesc părintului Matei pentru această prezentare de la a biografiei mele, prezentare care m-a fost prea smerită. În acela de așa părere că te-a conferit în Marius Agapișu. Cred că acest lucru vine din multă dragoste pe care o are. El e liberos și epifanos proșoca, că o tine de-a plătit fura ca mi-a pușu, că de nevoie să-mi venim proșocul. Pentru a informa o persoană care până acum am auzit de persoana mea și care mă ascultă pentru prima dată. Άνω στη χέρω διότι έχω δεξιά και αριστερά μου δύο Ρουμάνους κληρικούς και θεολόγους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά πράγματα και την ελληνική θεολογία και ως άγγελοι εδώ με συνοδεύουν σήμερα. Με πούκορ δε ασέμενα καάμω δε αδράπη αρχιστά στην καμιά δόη τίνερ πρέοδος και θεολόγοι ρουμάνοι καλή γνώσκ bine realitatea din Grecia și teologia greacă și astăzi sunt doi îngeri care mă însoțesc. Επιτρέψτε μου πριν αρχίσω την ομιλία μου, την οποία σε μετάφραση θα σας την πει ο πατήρ Κυπριανός, να ευχαριστήσω εμπρόκειται τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Τόμιδος, τον πατέρα Θεοδόσιο, διότι είχε την τόλμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους αιρετικούς κατά τους οποίους σκιάζει την Ορθοδοξία η αίρεση του οικουμενισμού, είχε την τόλμη, παρά τις κάποιες αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν, να επιμείνει στην πρόσκληση που μου έκανε. Înainte de a începe ομιλία mea, pe care o va citi în traducere Părintele Ciprian, vreau să-i mulțumesc în primul rând în afara simțitului Teodosia, episcopul Tomisului, că a avut îndrăzneala, cu toate că au existat multe reacții împotrivă, la toate nivelurile, a avut îndrăzneala de a mă chema aici și a putea să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră. Îl ευχαριστήσω ιδιαίτερα διότι όλες αυτές τις ημέρες έδωσε εδώ ως σύντροφό μας έναν θαυμάσιο κληρικό, τον πατέρα Βασίλειο, τον οποίο μπορώ να χαρακτηρίσω και αυτόν ως ένα τρίτο άγγελο κατά την παραμονή μου εδώ στην Ρουμανία. Ευχαριστώ για την ασθενία. Τότε και στις ύλες αλεσχετέρι μέλε την Ρουμανία, κατά το ευρύτερο Gheorghe, care pot să spun că este cam al treilea înger alături de mine în această seară. Tot pătărea Gheorghe o sinodevi icorii tu edo, e Andreea, e obia fiind to omina tu idritu tis Ecclesias tis Cotanzas ca tu Ecclesion tis Marcus Talasas tu Ecclesionul Pontul, tu Apostolul Andreu. Pe părintele Gheorghe nu subsește și fica dânsului Andreea, care poartă numele Sfântului Apostol Andrei, cel care a împreștinat toate țările care se află în jurul Mării Negre. Χάρηκα πολύ για την αγάπη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου, προς το πρόσωπο ουσιαστικός των φίλων και των αγωνιστών της Ορθοδοξίας, πολλά ρουμανικά μοναστήρια, μερικά από τα οποία επισκέφθηκα χθες. Mă bucur și mulțumesc pentru dragostea cu care în ultimele zile am fost primit în câteva mănăstiri de aici din România, din zona aceasta Dobrogei, unde am fost și a fost o contrastă de dragoste. Ιδιαίτερα μας εντυπωσίασε η αγάπη και η πνευματική ατμόσφαιρα που είδαμε στο μοναστήριο του Κοιμίου Σταυρού. Mai ales m-a impresionat dragostea și primirea foarte duhovnicească pe care am avut-o la mănăstirea Sfintei Cruci. Από το οποίο μοναστήριο με πολύ καλά βλέπω σήμερα να είναι παρόντες εδώ, ο Γέροντας Ιλαρίων, Mănăstirea de la care văd că astăzi este prezent aici pentru starea Sfântului Ilarion. Și Gerontesa Igumenii Theodora. Și Maica Theodora. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την κοινότητα εδώ την μοναστική του Αγίου Ιωάννου. Ευχαριστώ τουρόρ και του Αγίου Κασιανού. Mulțumesc și obștii acestei mănăstiri a Sfântului Ioan Cassian. Διότι μολονό ότι είμαστε λίγο μακριά από τα κέντρα, τα πατριαρχικά. Cu toate că suntem destul de departe de centrele, să spun așa, patriarcale. Μας δόθηκε ευκαιρία σήμερα να πλησιάσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό εδώ και να πάρουμε την ευλογία, το κοτοσπήλαιο μέσα στο οποίο εγκατεβίωσε. Am avut totuși ocazia ca astăzi să luăm binecuvântarea Sfântului Ioan Cassian. Și prin faptul că am fost și ne-am închinat în peștera în care el a trăit și s-a ajuns. Vrișcume că pro tifora asta în România. Mă aflu pe prima dată în România. Παλαιότερα είχα ετοιμάσει με συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο μία-δύο φορές προσκυνήματα για να έρθουμε στη Ρουμανία, αλλά κάποιους λόγους προσωπικούς δεν έγινε αυτό εφικτό. Μα είδε μου όταν μπορούσα να οργανιζέσαι με πρέπει να έχω πριέντες και κολαμπορατόρ τελα Universitat.
Universitate, de la Facultatea de Teologie de Salonic, să organizăm pelerinaje în România, însă din cauza unor motive personale, până acum nu au reușit să ajungă în România. Ναι, επαναλάβω αυτό που είπε και ο πατήρ Ματθαίος, ότι με τη Ρουμανία και με τους Ρουμάνους συνδέομαι ιδιαιτέρως, διότι κατά το διάστημα της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας είχα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πολλούς Ρουμάνους μαθητάς. Vreau să repet ceea ce a spus și părintele Matei, faptul că mă leagă de România și faptul că de-a lungul carierei mele universitare am avut foarte mulți studenți din România care au făcut studii superioare la Thessaloniki. Și asta pot vedea sunt dascălos pedepistimiacos. Și pot să spun aici, din punct de vedere al unui profesor universitar. Mă eca neîntipăși e efiia tu romanu, e exitnata tu romanu. Mi-a făcut întotdeauna o impresie foarte bună deșteptăciunea românilor. Όπως επίσης και η ικανότητά τους να μαθαίνουν πολύ εύκολα την ελληνική. Cât și capacitatea lor de a învăța foarte bine și repede limba greacă. Μερικούς από τους μαθητάς μου, τους Ρουμάνους, τους βλέπω να είναι και εδώ παρόντες, ακόμη και λαϊκοί. Pe câțiva dintre ușenicii mei, chiar și laici, văd că sunt prezenți în seara aceasta aici. Αυτές τις ημέρες μια χαρά. În aceste zile simt o mare bucurie. Διότι όπου εκκινήθηκα, σε όποια περιβάλλοντα κι αν εκκινήθηκα, ένιωθα ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την Εκκλησία μέσα στο σπατάκι της αιρέσεως του Ιδημιλικού. Pentru că unde am fost, am văzut și am simțit faptul că Dumnezeu nu va părăsi Biserica și nu va lăsa întunericul paradisiei comunismului. Όπως είπα σήμερα στο κήρυγμά μου στον καθεντικό ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Așa cum a spus η Εκκλησία μου, la Καθεδράλα Αρχιεπισκοπάλα, la Σύντρο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Κωνσταντσα. Σε ένα όραμα που είδε ο Μωάμεθ μετά από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Într-o vedenie pe care a avut-o Μωάμεθ după ucirea Κωνσταντινούπολη. Ένα απλωμένο χέρι με πέντε δάχτυλα πίσω στον τοίχο. O mână cu cele cinci degete deschise, care era mâna aceasta întipărită pe un zid din spatele său. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε ο πρώτος Πατριάρχης ο Γενάδιος Πολάριος, conform interpretării pe care a dat-o acestei viziuni primul Patriarh de după căderea Constantinopolului, Γενάδιος Πολάριος, ο Μωάμεθ δεν θα έπαιρνε την Κωνσταντινούπολη. Μωάμεθ δεν θα είχε κουτσελεί Κωνσταντινούπολη. Αν είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη και μόνο πέντε αληθινοί χριστιανοί. Dacă ar fi rămas în Κωνσταντινούπολη, doar cinci sau cel puțin cinci adevărați creștini ortodoxi. Η αισιοδοξία μου και η χαρά μου είναι ότι τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι από πέντε. Bucuria mea și mândria mea este faptul că acum aici suntem mai mult de cinci. Και παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε μερικές φορές και από την εκκλησιαστική διοίκηση, πολύ μεγάλα προβλήματα. Și cu toate că avem probleme și chiar mari probleme de obicei din partea conducerii bisericești, a ierarhiei. Οι πατέρες και οι άγιοι πολλές φορές είχαν μείνει μόνοι ολομόναχοι. De foarte multe ori, Sfinții Părinți și Sfinții General au rămas singuri. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, όταν ο Πατριάρχης του είπε, καλά, εσύ ποιον ακολουθείς. Ακολουθείς την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, της Ρώμης, των Ιεροσολύμων, της Αντιοχίας. Όλοι είμαστε τώρα με την αίρεση. Είμαστε με τους μονοφυσίτες. Πατριάρχη, που είναι κλαμπερά, πες του Μαξίμου Αντιστόγου του, τε τι ρωμέζε, πάντα που είσαι, να πιστεύει και Κωνσταντινούπολη, να πιστεύει και Ρώμη, να πατριαρχεί η Αντιοχία, η Αλεξάνδρη, τότε σε την τετάρτη μονοφυσιτισμού, αρεζή, ενός με αρεζία, dar toți sunt de partea monofizitismului și tu de ce ori să facă aici? Să cea de Eclisie a Nichi Săsi? Că de Eclisie mi-a partit. Și așa că erotima mă spune povară de sigură cu unii episcopii, să ce ori episcopo este și ce ori episcopo a conduzit? Și această întrebare ne pun și nouă astăzi mulți episcop, întrebându-ne, mi-a dat de ce episcopo a partit? Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής απήντησε και επανέλαβε αυτή την απάντηση και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σαντον Μάξιμος Ιστούρο Αρασμούς, και αυτός ρεσπούς αφούς απόει ελόγδε Σαντον Γρηγόριο Παλαμά. Ότι εγώ ακολουθώ την αλήθεια. Και εγώ ορμέτς αδελόγιο. Και όπου υπάρχει αλήθεια, εκεί υπάρχει και η Εκκλησία. Și unde există adevăr, acolo există și biserica. Όπου υπάρχει αίρεση, δεν υπάρχει Εκκλησία. Unde există αιρεσία, acolo există biserica. Χαίρομαι λοιπόν
διότι ο Θεός αναδεικνύει παντού σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες αγωνιστάς και ομολογητάς της Ορθοδοξίας. Μα μπορεί, pentru că văd că în toate țările Ορθόδοξε, Dumnezeu Sfântele ideală mărturisitorii și luptători pentru dreapta credință. Και δεν θα αφήσει να πραγματοποιηθούν τα σχέδια των συγκριτιστών και οικουμενιστών. Și nu va lăsa Dumnezeu să fie puse în practică planurile sincretiștilor și ale oameniștilor. Și oamenii vor să thapsun din aceștia pe din Ortodoxie. Care vor să îngroape adevărul și Ortodoxia. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, după aceste lucruri spuse în introducere, care vreau să-ți arăt cum noi suntem mazi, ca să ne exprim bucuria că suntem aici împreună. Να σας πω και το σκεπτικό το οποίο συνεδέλεσε ώστε να γράψω αυτές τις σκέψεις, τις οποίες θα σας μεταφράσει ο Πατήρ Κυπριανός. Vreau să vă spun și care a fost motivul care a stat la baza alătătuirii omilii pe care o a citit Părintele Ciprian. Este gnoșor mă ότι εφέτος γιορτάζουμε τα 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων. Este gnoșor faptul că anul acesta se sărbătorim 1700 de ani de la emiterea edictului de la Mediolan. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος διοργανώνονται εκδηλώσεις παντού σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Și din cauza acestei sărbătorii se organizează manifestări festive în întreaga lume. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις εορτές της Εκκλησίας της Σερβίας. A fost să dat o importanță și o greutate majoră manifestărilor care au fost organizate de Biserica Ortodoxă a Serbiei. Διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος μαζί με τον Νικίνιο εξέπασαν και υπέγραψαν το διάγραμμα των Μεδιολάνων. Pentru că Sfântul Împăratul Constantin cel Mare, împreună cu Împăratul Νικίνιο, care au emis și au semnat împreună editul de la Mediolan. Γεννήθηκε στην Ναϊσό της Μεσσίας, δηλαδή στη σημερινή Λύς της Σερβίας. De Sfântul Constantin s-a născut în orașul Naiso din Mesia, care este actualul oraș Iș din Serbia. Το περίεργο είναι ότι ενώ η Εκκλησία της Σερβίας μέχρι και του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, αλλά και μέχρι και του τελευταίου Πατριάρχου του Παύλου, ήταν σφόδρα αντιπαπική. Este ciudat faptul că Biserica Ortodoxă a Serbiei, care până în vremea Sfântului Iustin Popovic, dar și până la moartea Patriarhului Pavel, fostul Patriarh al Serbiei, deci biserica aceasta a fost foarte împotriva papismului. Τώρα πιεζόμενοι από τους πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να διευκολύνουν την είσοδο της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συνέβη και με την Ελλάδα και με την Ρουμανία. Ακόμα, din păcate, din cauza presiunilor pe care Biserica Serbiei le are din partea oamenilor politici pentru ca această țară, Serbia, să intre în Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat și în cazul Greciei și a României. Έχει αλλάξει πορεία η Εκκλησία της Σερβίας. Σε τα Σέρβια είχε ασκηθεί τρόπο. Και μάλιστα με πολύ μεγάλους θεολόγους και αρχιερείς. Και την κατάρτε από μεγάλοι θεολόγους και αρχιερείς. Και εμφανίζεται ως φιλοπαπική. Και αυτές οι άλλες αρκετά τα φίντ φιλοπαπιστάσια. Ετοιμάζουν μάλιστα πολύ μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις στη Σερβία. Πρεβετέσκ manifestări festive foarte mari în Serbia. Στις οποίες εκδηλώσεις σχεδόν παρακαλούν τον Πάπα να πάει και να είναι αυτός εκεί ο πρώτος. Iar la aceste manifestări, aproape că le roagă pe Papa Romei să vină și să fie cel care conduce aceste manifestări. Το πρώτο μέρος λοιπόν της συζητήσεως που θα μεταφράσει ο Πατήρ Κυπριανός είναι αυτό. Prima parte a ομιλίας που θα μεταφράσει ο Πατήρ Κυπριανός este aceasta, referitor la acest subiect. Το δεύτερο μέρος έχει σχέση με την εμφρόνηση του νέου Πάπα, του Φραγκίσκου του Πρώτου. Partea a doua ομιλίας μέρε are legătură cu întronizarea noului Πάπα, Francis I. Ενοχληθήκαμε πάρα πολύ οι Ορθόδοξοι. Am fost foarte tulburați și deranjați mulți ortodoxi. Διότι όπως καυχήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, για πρώτη φορά ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά από το σχίσμα, εδώ και χίλια χρόνια, αλλά και πριν από το σχίσμα, ήταν παρόν σε εμφρόνηση ενός Πάπα. Και καυχήθηκε γι' αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ναι, αλλά το γράφει το φάπτο ότι ο Πατριάρχος Οικουμενικός σα λεωδάτ cu faptul acesta că pentru prima dată după schismă, dar și înainte de schismă, un patriarh ecumenic participă la întronizarea Papei Romei. Και βέβαια δεν ήταν παρόν μόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ήταν παρόντες εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρουμανικής Εκκλησίας και της Ελληνικής Εκκλησίας. Din păcate, nu au fost prezenți în această organizare numai Patriarhul Ecumenic, ci au fost prezenți reprezentanți
ai tuturor bisericilor ortodoxe autocefale, împreună cu reprezentanți de România și Grecia. Ο Πάπας τους εξευτέλησε, διότι παρουσίασε μια πολύ μεγάλη ομάδα ουνητών επισκόπων, διότι ως Ιησουίτης ο Πάπας υποστηρίζει την Ουνία, οι Ιησουίτες εφεύραν την Ουνία. Ο Πάπας από το ζωό πνεύσε με τους αυτούς τους ρεπρεζεντάντες, πέντου καλά αυτορυζέρα του, ήλες έχουν κονσουλάτε με πολύ μόλις επίσκοποι γρεκοκατολίκοι, δηλαδή ουνίτς, El, ca și iezuit, Papa Francis I, îi are foarte aproape și ține foarte mult la greco-catolici. Και είδαμε όλοι στο διαδίκτυο έναν ουνίτη διάκονο, γυμμένο ορθόδοξο, να διαβάζει το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Și am văzut cu toții pe internet cum un diacon greco-catolic a citit, îmbrăcat în veșminte ortodoxe, a citit Evanghelia în limba greacă. Για να εκφράσω αυτή τη στεναχώρια μου, έγραψα ένα μικρό άρθρο το οποίο θα ακούσετε, το οποίο ο τίτλος είναι «Στην εμφρόνηση του Πάπα δεν ήταν παρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία». Pentru a exprima această liniște și mâhnirea mea, am scris un articol pe care îl veți auzi, articol care se intitulează «La întronizarea Papei Francis I nu a fost prezentă biserica». Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και όλοι οι πρόσωποι όλων των άλλων εκκλησιών δεν εκπροσωπούσαν την μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν εκπροσωπούσαν τον Μέγα Φώτιο, δεν εκπροσωπούσαν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, δεν εκπροσωπούσαν τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό, δεν είχαν ακόμη και την ευλογία της Παναγίας, η οποία όταν οι Λατίνοι και οι Λατινόφρονες επεσκέφθηκαν το Άγιο Όρος εκεί να το εκλατινίσουν, η Παναγία ειδοποίησε «Έρχονται οι εχθροί του Υιού μου». Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οι Άγιοι και η Παναγία μας να ευλογεί την παρουσία στην εθρόνηση του Πάπα, στους εχθρούς του Υιού της. Așa cum o să auziți, ceea ce a spus Părintele acum este faptul că acești episcopi ortodoxi care au fost naturalizarea Papei nu au reprezentat Biserica cea bună, Sfântă, Sofonicească și Apostolică, adică Sfânta Ortodoxie, nu l-au reprezentat nici pe Sfântul Fotie cel Mare, nici pe Sfântul Marco Genico sau pe Sfântul Grigore Palama sau pe toți Sfinții Mărturisitori. De asemenea, nu au avut nici binecuvântarea Maicii Domnului, care, după cum știm, atunci când relativul cugetătorii s-au dus în Muntele Athos pentru a îi obliga pe călugării de acolo să accepte uniația, Maica Domnului s-a arătat părinților adoniți și a anunțat că iată, vin vrășmașii sau dușmanii fiului meu, ori dacă Maica Domnului vorbește despre papistași ca fiind vrășmașii fiului lui Dumnezeu, nu au cum acești vrășmași să fie adevărata biserică. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, τον κόπο που κάνετε να έρθετε απόψε εδώ για να έχουμε αυτή την κοινωνία αγάπης και ομολογίας. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ήρθατε εδώ για να έρθετε εδώ για να έχουμε αυτή την κοινωνία αγάπης και ομολογίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους δύο αδελφούς μαθητάς μου και συνδικουργούς. Mulțumesc în mod special celor doi ucenici și împreună liturghistorii mei. Părintele Ciprian și părintele Matteo. Părintele Matei și părintele Ciprian. Ei obiea că ne pun copul părintele cu părintele Ciprian să metafrase asta în mutată. Care s-au servit, părintele Ciprian a produs aceste două articole. Și părintele Matteo și όλες αυτές τις ημέρες να κουράζεται διαρκώς όλη την ημέρα να μεταφράζει μέχρι σημείο που χθες το βράδυ έκλεισε η φωνή του. Iar părintele Matei, în toate aceste zile și în zilele următoare, a tradus și va traduce acolo unde părintele merge, ajungând părintele Matei până în punctul în care, la seară, aproape de pierduse vocea. Mulțumesc, părinte Ciprian, volumele să-și acușim. Acum o să dau citire omiliei părintelui. Ritul de toleranță religioasă. Partea întâi, ritul de la Mediolan, 313 după Hristos și manifestările festive plănuite în Biserica Serii. În anul 2013 se împlinesc 1700 de ani de la emiterea cunoscutului edict de la Mediolan, din anul 313, pe care l-au semnat împreună cei doi împărați de atunci, Constantin cel Mare și Licin. Pe ocazia acestei aniversări sunt organizate manifestări festive de către Biserica Serii, din cauza faptului că un oraș sârbesc, Niș, e considerat locul de naștere al Sfântului Constantin cel Mare. 1. Edictul de la Mediolan favoriza creștinismul și deschidea calea pentru primul stat creștin din istorie. Într-adevăr, conform părerii predominante în cercetarea istorică,
Constantin cel Mare s-a născut în Naiso din Mesia Superior, în actualul oraș Niș din Serbia, nu înainte de anul 280, probabil în anul 288, deci nu se cunoaște exact anul nașterii sale, ca fiul al ofițerului roman Constanțiu Glor, care apoi a ajuns cetățean și împărat, și fiul grecoaicei Elena din orașul Trepano din Bitinia, care oraș care a fost apoi numit de împăratul Constantin cel Mare, fiul ei, a fost numit Elenopoli în cinstea mamei sale. În cadrul întoarcerii progresive a lui Constantin cel Mare către creștinism, până când a ajuns el apărător și refăcător al bisericii și până la declararea creștinismului drept religie oficială a Marelui Imperiu Roman, adică până la devenirea primului stat creștin din istorie, un moment important îl constituie așa numitul edict de la milioane. Ca text imperial, el a fost pus în circulație în răsărită din Cinu, comparat cu Constantin cel Mare, însă vindea bătăturile pe care le-a luat la Mediolan, din anul de azi, cei doi împreună împărați, în februarie 313, exprimând mai mult dorința și hotărârea lui Constantin cel Mare și mai puțin pe Antiviciniu, de a înceta persecuțiile croaznice și nedrepte ale societății romane împotriva creștinilor și a li se permite și acestora să-și manifeste liber credința și cultura, așa cum era valabil acest lucru pentru toți ceilalți locuitori ai Imperiului, chiar și pentru evrei. Și ca să nu îi se pară păcânilor că societatea abandonează religia străbună a majorității locuitorilor și se întoarce evident în favoarea creștinilor, care erau o minoritate, persecutați cu ori până atunci, hotărârile de la Mediolan au apărut ca unele care propun toleranța religioasă față de toți locuitorii Imperiului, astfel încât să se evite părerea că ar fi de fapt un act de bună voință față de creștini și astfel să crească ura celorlalți împotriva lor. Este însă clar, conform realității istorice, că sincretismul, adică amestecul diferitelor religii în care se credea liber în Imperiul Roman, amestec din care proveni și mișcarea gnosticismului, constituie elementul distinctiv fundamental al politicii religioase a împăraților romani dinaintea lui Constantin cel Mare. Prin urmare, și înainte de titlul de la Milan, a existat toleranță religioasă care îi excludea pe drept doar pe creștini. Din acest motiv, editul de la Milan nu trebuie să fie considerat ca cel care introduce principiul general al toleranței religioase, ci mai ales că el schimbă atitudinea nedreaptă avută față de creștini în comparație cu adepții altor religii. Acest lucru se vede și în textul editului pe care l-a emis Liciniu în 15 iunie 313, după intrarea lui triunfală în Nicomedia și l-a adresat eparhului Bitinii. Așadar, e vorba de un edict pe care Liciniu l-a emis în Nicomedia pe baza acordului lui cu Constantin cel Mare la Mediolan. Cităm în limba română partea principală a editului, așa cum îl menționează istoricul Eusebiu de Cezarea, după traducerea lui după originalul latin. Și citez. Când eu, împăratul Constantin, și eu, împăratul Liciniu, am avut fericirea să ne întâlnim la Mediolan și să discutăm toate cele legate de interesul și binele public, am decis că printre celelalte lucruri care ar aduce foloase tuturor, primul și cel mai important se impune să se hotărască ceea ce are legătură cu respectul față de dumnezeire sau divinitate, adică să acordăm creștinilor, precum și tuturor celorlalți, libertatea să urmeze fiecare ce religie dorește, astfel încât oricare ar fi zeitatea și puterea cerească să aibă intenții bune, această zeitate adică, față de noi și față de toți cei care se află sub stăpânirea noastră. Deci am hotărât atunci că este drept și înțelept să fie adoptată această politică, astfel încât nimeni să nu fie lipsit de șansa de a se pune fie în slujba credinței creștinilor, fie a oricărei alte religii pe care o consideră mai potrivită pentru sine, astfel încât zeitatea lor supremă, al cărei cult îl săvârșim cu asemenea libertate, să ne dea în orice problemă bunăvoința și bunătatea pe care o dorim de la ea. Prin urmare, trebuie să știe conștiința ta, deci se adresează eparhiei Bitiniei, că am decis să fie anulate toate îngrădirile referitoare la creștini pe care le prindeau epistole noastre către tine, deci cele anterioare, și de acum înainte, oricine dorește să urmeze credința creștinilor, este liber să o facă, fără restricții, fără intervenții sau piedici. Și a fost o notă de mea, din partea ta, ca și conducătorul Bitiniei, ca să se înțeleagă din partea lui să restricție. Am considerat că trebuie să-ți explicăm aceasta pe deplin, ca să știi că am acordat restrictivilor creștini
libertatea de plină să-și săvârșească cultul lor. Înțelegeți sigur că de vreme ce le-am acordat acest drept și ceilalți au asemenea, de dragul păcii împărăției noastre, libertatea de plină să aleagă și să cinstească oricare religie doresc. Și acest lucru s-a hotărât ca să nu se pară cuiva că ne dreptățim vreo religie sau cult. În cazul creștinilor, am hotărât să decretăm următoare lucruri. Am chiar citat. Aceste următoare lucruri sunt prezentate apoi în edict. Părintele nu mai citează, ci doar exprimă. În continuare, editul urmează porunci pentru imediata oferire comunităților creștine de locuri pentru săvârșirea culturilor, precum și înapoierea averilor celor de la care fuseseră confiscate și care se aflau încă aceste averi în proprietatea statului, adică imperiului, sau fuseseră date unor persoane particulare. Deci, cu alte cuvinte, le-au dat biserici, locuri pentru biserică și averile înapoi. Prin urmare, hotărârile de la Mediolan au pus la egalitate în fața legii pe toate religiile, iar creștinismul, cel până atunci persecutat, l-a cuprins în cadrul unei toleranțe și libertăți religioase, legiferate solide, și au deschis deja drumul pentru ca, în următorii 10 ani, să se pună devenire primului stat creștin, unic ca și etnicie culturală și durata existenței lui. De asemenea, au deschis drumul pentru creștinarea de plină a Europei, care acum, din păcate, Europa care acum, din păcate, aproape de s-a descreștinat. Fără prea, edictul de la Mediolan, adică integrarea creștinismului în principiul toleranței religioase, prin ratificarea lui legal oficială de cele două autorități, adică Sfântul Imparanț, dar și decretarea libertății conștiinței romanilor de a alege oricare credință religioasă, dar mai ales acele creștine, favorizat mai ales creștinismul. Pe baza acestei constatări de nezlucinat, așa cum reiese ea din zboarele și din cercetarea istorică, că edictul de la Mediolan favoriza mai ales creștinismul și deschidea drumul pentru mărețul stat creștin al lui Constantin cel Mare, pentru lumea întreagă creștină și pentru Europa creștină, putem să spunem în continuare câteva păreri și să facem câteva aprecieri față de manifestările festive programate în Biserica Serbii, cu ocazia primirii a 1700 de ani de la emiterea edictului de la Mediolan. Tot. Papa, ca centru al manifestărilor festive. Episcopul Artemie, care este frumos. Era ok pentru aceasta, de aceea a fost catevistic. Să observăm într-un început că s-a făcut foarte multă publicitate acestui eveniment. Întâlniri peste consfătuiri și mai ales acordarea unei mari importanțe. Faptului că la aceste manifestări, care sunt... va participa sau nu și va parola. Desigur, se vede că sunt puse niște condiții în întâlnirile dintre Vatican și Biserica Serbiei, pe care depinde dacă Papa va accepta invitația pe care Sfântul Serbiei este hotărât să o trimită. Și desigur, aceste condiții au legătură cu faptul cum va fi menționat în lume distințul și întâiul loc al motivului roman printre ceilalți conducători creștini, adică cum va fi menționat primatul Papei, care constituie problema spinoasă și greu de rezolvată în un secol, pentru că ea torpilează sistemul sinodal al Bisericii Ortodoxe Universale sau Catolice, adevărata Biserică Catolică, Sfântători Ortodoxi, pentru că noi avem dreapta credință. Desigur, este în stare să torpileze și așa zis un dialog între Ortodoxi și Catolici, care are loc de 30 de ani, din 1980, dialog care este antipatristic. Biserica Sfântului, cea puternic antipapistașă până în zilele noastre, care a sfințit cu sânge de mucenici atitudinea ei prin respingere a ereziei papistului și care a făcut celebre în zilele noastre mari personalități de sfinți și teologi, precum Sfântul Nicolae de Milovici și Sfântul Iustin Cărbuliș, a făcut o conditură și a plecat genunchiul în fața puternicilor arhitecți ai noi epoce a merai anticristului, ai secretismului interreligios și ai ecumenismului și a trecut această biserică bunătatea și frumusețea mărturisirii ortodoxe a Sfinților Părinți și s-a alăturat minciunii și urciunii ca mereziei ecumenismului. Cu toate că până acum câteva decenii, fiind următoare a părerii Sfântului Stigma Copici legată de împreună rugăciunea cu ereticii, Biserica Serbiei refuza pe bună dreptate să răspundă invitației romano-papistașilor de la Belgrad de a participa la săptămâna de rugăciune ecumenistă, acum se strângie și face totul ca să se accepte să vină Papa la sărbătorile festive legate de titlul de la Mediolan, să fie protos la aceste manifestări, ca și conducător al tuturor patriarhilor și întâi sărbătorilor bisericilor ortodoxe, cu într-adevăr el are recunoscut ca având primatul de cinstire
dar nu cel de stăpânire, în timpul perioadei dinainte de schisma 2054, după aceasta însă, ca eretic, se află în afara bisericii și este supus anatemelor care sunt valabile pentru eretici. Biserica Serbiei, aici vreau să fac o comparație a bisericii cu coroane. Deci Biserica Serbiei, ca și coroane, și-a schimbat totul linia de navigare în abordarea ereziilor, papismului și ecumenismului, desigur din momentul alegerii noului patriarh Irineu, care combină o probabilă sensibilitate și conștiință ortodoxă prin ceea ce spune și face, ajutat de cunoscuta triadă de foști buni ierarhi ortodoxi și teologi. Episcopul de Rașca și vicepreasfințitul Artemie, preconit și caterisit adică monic, împreună cu aleșii lui colaboratori și cu mulțimea de monahi din Kosovo, trebuia și pentru acest motiv să fie scos din rândul ierarhiei, încât să nu mai existe în sânul acestei apoci antipapistașe, antiecumeniste, adică ortodoxe. Trebuia să fie curățat terenul de, în ghilele, fanatici, de zeloți, ca să poată să vină papa în Serbia. Adevărul are însă propriul teren. Nu poate nimeni să-l îndepărteze, se îndepărtează ei înșiși de adevăr, ceea ce numesc pe calea acestuia, adevărul fiind Hristos. 3. Ar fi bine ca aceste manifestări festive să treacă și la motivul comun, ca să fie clară care e situația. A fost dată atâta importanță și atâta mărime acestor manifestări festive, încât, prin exagerare, mulți cred că nu este exclus ocazia acestei întâlniri a Papei cu Patriarhii și Întâi Stătători Ortodoși, iar în paranteză pentru cei care nu știu, am explicat. Întâi Stătători sunt acei conducători ai Bisericilor Naționale, care nu au titlul de Patriarh, ci de Arhiepiscop, cum e, de exemplu, în Cipru, Grecia, etc. Deci nu este exclus ocazia acestei întâlniri să se meargă înainte spre potirul comun, adică să aibă loc împreună slujirea ortodoxilor cu Papa. Acest lucru, desigur, îl doresc de foarte multe secole toți sfinți și îl dorim și noi, cu condiția necesară și obligatorie, ca Papa să se lepede de toate ereziile și rătăcirile lui și să se întoarcă cu pocăință în una sfântă, catolică și apostolică biserică, catolică de socorșească, da? Altminte, nu vom avea o unire adevărată, ci una falsă, cum s-au făcut și trecut prin sinoadele mișinoase de la Lyon, 1274, și de la Ferrara, Florența, 1438-1439. Și pentru că nu se pune problema, tot a noastră, de către ereticul papă, ca papismul cel luciferic să-și accepte vreodată greșelile și să se pocăiască, pentru că ereziile și înșelările lui sunt dictate și șoptite de satana cel lipsit de pocăință, considerăm că ar fi un lucru de dorit să se facă o unire mincinoasă, adică unirea prin păstrarea ereziilor și înșelărilor, astfel încât măcar să se clarifice situația și să înțeleagă toți oamenii cum se ampalează și cum se produce toată această teologie împărșuitoare și iubitoare sau iubăiață a dialogurilor ecumeniștilor spre înșelarea celor care văd ce se întâmplă și nu înțeleg. Ecumeniștilor de ambele părți le convine să promoveze unirea în ascuns, în mod subversiv, prin erodarea continuă a modului de gândire autentic ortodox, în facultățile de teologie și în rândul clericilor, astfel încât să nu există reacții de respingere când se va face falsa unire. Acest lucru, desigur, trebuie să-i trezească din somn și de acei clerici și teologi bine intenționați de altfel, care nu se deliniștesc și de ce se umertește deja în mod distrugător și antipatristic prin împreună rugăciunile cu ereticii, prin găzduirile liturgice. Ce înseamnă găzduirea acestea? Când se face slujbă în cadrul săptămânii de rugăciune ecumenistă, în fiecare zi, la altă confesiune. Prin declarațiile post-patristice, prin eclesiologia baptismală, conform căreia, nu numai botezul ortodox este cel autentic, ci orice botez făcut în numele Trăimii, prin anularea granițelor bisericii, prin date de Coranuri și mitre patriarcale, precum și de sfinte potire, prin cunoașterea tainelor ericilor pe care noi îi considerăm biserici, participând pe picior de calitate la Consiliul Mondial al Bisericilor și multe alte. Deci pentru cei care poate ați pierdut puțin ideea, cu toate că nu se face unirea de față, toate cele pe care le-am enumerat aici, nu sunt altceva decât încercări subversive de a se ajunge totuși la potirul comun, fără ca să-l dea seama poporul de credincios. Reacția și rezistența mică și slabă la toate acestea, care nu sunt permise nici de reacția, și toate acestea menționate, care nu sunt permise nici de Sfânta Scriptură, nici de tradiția patristică, prin motivația firului roșu al potirului comun, aceasta este motivația budistă, există un fir roșu al potirului comun și pe acest fir roșu trebuie să mergem toți. Deci, această motivație funcționează în folosul paleleziei ecumenismului,
pentru că, în practică, impun unirea chiar înainte de împărtășirea din potirul comun. Când va fi hotărâtă intercomunirea din același potir, erodarea interioară, împărșirea și antropologia teologiei baptismale post-patristice va fi atât de înaintată încât nu vor mai exista persoane care să vadă linii roșii, ca apropo de firul roșu, va fi impusă, așa cum neteologic și în mod denaturat se susține, deci va fi impusă unitatea în diversitate, pe care cei o învață Sfântul Fotie cel Mare, așa fi numai ecumeniștii, care de fapt a fost primul și cel mai eficace rugător și instrugător al papismului. Așadar, pentru că eroziunea și suprarea integrală încă nu s-au generalizat, considerăm că nu le convine ecumeniștilor să treacă acum la potirul comun. Noi le dorim să cuceadă la acesta, astfel încât și aceia dintre ortodoși care pun drept fir roșu în potirul comun, să vină să ne susțină în lupta anticomunistă, pentru ca cu ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților Mărturisitor să se risipească norul negru al ereziei comunismului și să strălucească din nou soarele ortodoxiei. 4. Duhul manifestorul festivei din Serbia este străin de timpul de la Mediolan și de lucrarea Sfântului Constantin cel Mare, cel tocmai cu apostolul. După toate acestea, desigur, ne putem întreba pe bună dreptate. Ce legătură au toate aceste manifestări ecumeniste și sincretiste cu editul de la Mediolan și cu Biserica Serbiei? Ce legătură are Biserica Serbiei cu editul de la Mediolan? Deci vreau să fiți foarte atenți că părintele pune foarte frumos mână. Dacă Biserica Serbiei dorea să cinstească pe Sfântul Constantin cel Mare, cel tocmai ca apostolii, care s-a născut în orașul Niș din Serbia, trebuia să o facă pentru întreaga lucrare, deci numai pentru editul acesta. Fie pe baza anilor lui de naștere, 280-288, adică să-l cinstească în deceniul 1980-1990, fie să aștepte aniversarea morții lui, deci a murit anul 337, deci să aștepte anul 2037. Editul de la Mediolan se potrivea să fie sărbătorit fie de Vatican, în subordinea căruia se află Mediolan, adică Milano de astăzi, fie de Biserica Constantinopolului, de care aparține Nicomedia, unde a fost pus în circulație editul. Însă, dacă se sărbătorea în aceste locuri, cu caracterul sincretist și ecumenist care este dat acestor manifestări, ecumenismul ar fi avut foarte puțin de câștigat, pentru că, așa cum spune poporul grec, citeți, am fi avut încă una la fel, aceeași mâncare ecumenistă de la cele două cunoscute restaurante. Aceste restaurante, nu sunt restaurante din acestea lumești, se referă la Papa și Patriarhul de Constantinopol, ca cei ce organizează toate aceste întâlniri ecumeniste. Trebuia ca rolul de restaurant să joace Biserica Serbiei, cea antipapistașă până acum, să se vadă că în totalitatea lor biserice ortodoxe autocefale, chiar și cele foste antipapistașe, se închină fiarii Apocalipsei și chiar se mândresc cu aceasta. 5. Galileea neamurilor, în ghilimele, sunt aceste manifestări din Serbia. Considerăm că prin ademenirea intrării Serbiei în Uniunea Europeană, conducătorii bisericești ai țării sunt influențați de criterii politice, caută să facă niște alianțe omenești și pierd împreună lucrarea și ajutorul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă și în Grecia, care de atunci de când a intrat în Uniunea Europeană, prin Uniunea Monetară, deci trecerea moneda euro, și a acceptat vizita Papei în anul 2001, merge Grecia din rău în mai rău. Așa cum s-a descreștinat Europa, se descreștinează acum Grecia și se vor descreștina apoi toate țările ortodoxe care au intrat sau doresc să intre în Europa. Prin intermediul papismului și al învățătorului legitim, protestantismul, care falsifică Evanghelia și se supune ispitelor diavolului însuși, pe diavolul pe care l-a respins Hristos, creștinismul se transformă, prin acestea prin papism și protestantism, după chipul lumii, se laicizează, devine nedemn de crezare, își pierde puterea lui duhovnicească, se strică sau se îndobitocește. Ce înseamnă se îndobitocește? A se vedea exemplul homosexualului care au și ei, în ghilimele, bisericilor. Și da, și dacă sarea își va pierde gustul, cu ce se va săra? Deci, în viitorul, de nimic nu mai e bună decât să fie aruncat afară și călcat în picioarele oameni. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 13. Așa este călcat în picioare de secole creștinismul în fosta Europa creștină, pe care a temeiat-o cel care e mare cu adevărat Sfântul Constantin, începând cu editul de la Mediolan, care nu are nicio legătură cu ceea ce se unelește astăzi în cadrul ecumenismului interreligios și intercreștin, care nu scoate în evidență unicitatea Evangheliei, nu favorizează creștinismul cum îl favoriza editul de la Mediolan și lucrarea după aceea acelui tocmai ca apostolii Sfântul Constantin.
Dimpotrivă, ecumenismul ne întoarce la întunericul cel dinainte de Hristos, întunericul al legalității și al cinstirii deopotrivă al tuturor religiilor, al toleranței religioase în Galileea neamurilor, cum este descris aceasta în Evanghelia după Matei. Citeți. Pământului Zaburon și pământului Neftalim, spre calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau cu latura și umbra morții, lumină le-a răsărit. Matei 4, 15, 16. 6. Și ultim. False, nu cu adevărat constantiniene, sunt festivitățile pentru edictul de la Mediona. Prezența papei în cadrul aniversării a 1700 de ani de la emiterea edictului de la Mediolan constituie o falsificare a duhului celor hotărâte la Mediolan, urmărește evidențierea primatului papei, cât și a paneretului ecumenism, nu sunt festivități constantiniene, ci fals constantiniene, ce reamintesc de mare înșelăciune istorică a darului pseudo-constantinian și a ordinilor pseudo-istoriene. Conform specialiștilor, citez, niciun alt fals în istoria universală nu a fost alcătuit cu atâta divăcie și nu a avut consecințe așa de mari. Închei citatul. Conform arhimanditului Vasilios Stefanidos, în lucrarea istoriei bisericească a apărut la Atena, 1959, pagina 299-300. Conform acestui dar pseudo-constantinian, deci care nu aparține fapt Sfântul Constantin, Sfântul Constantin cel Mare plecând din Apus ca să mute capitala Imperiului Răsărit, și că i-a dat papei Romei conducerea politică și bisericească a statului roman apusean. Pe baza acestei mari minciuni istorice, vreme de secole, Apusul a fost cutremurat de cezarul papist, adică de luptele continue ale papei de a se impune și asupra puterii politice, în fața conducătorului apuseni, de multe ori însă și de amestecuri politice și bisericești în Răsărit. Fac o paranteză, această lucrare, darul pseudo-constantinian, a fost o vedică istorică fiind un fals și provenind într-o epocă mult posterioară, după secolul al X-lea, din rândirea Sfântului Constantin. Festivitățile aniversare ale edictului de la Milan ar avea sens dacă nu a loc să impune progresiv în creștinarea europei care a început de la Constantin cel Mare, însă acum progresiv și deja aproape definitiv se descreștinează, în primul rând, din cauza papismului, care a falsificat predica evanghelică și s-a amestecat în cele lumești. Biserica Ortodoxă Catolică sau Universală, din păcate, începând cu secolul 20, a amnistiat prin ecumenism denaturarea eretică făcută de papism, pe care îl recunoaște prin conducătorii ecumeniști ca fiind canonic, biserică soră, dar și iconomacul și bisorbatul protestantist, prin participarea ei, adică a Sfintei Ortodoxii, la așa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor, care de fapt este Consiliul Mondial al ereziilor și al înșelătorilor. Se vor găsi mari puteri ortodoxe în Serbia, care să se opună manifestărilor pseudo-constantiniene papocentrice. Serbia Ortodoxă Antipapistaș a Sfântului Sava și a Sfinților Contemporani Nicolae Filindinovici și Iustin Popovici va accepta să fie călcat în picioare în sărbătorii și dorinile din Papei? Se va găsi mare un patriarh sau arhiepiscop ortodox care să refuze a participa la manifestări având drept conducător pe Papa, responsabilul principal al descreștinării Europei, distrugătorul lucrării Sfântului Constantin cel Mare, ne îndoim, dar încă ne îndrăjim. Acest text, într-un epilog, părintele explică, acest text, deci, în care s-a citit, a fost scris atunci când a fost informat cu bucurie că ierarhia Bisericii Serbiei se opune acțiunilor filopapistași și ale Patriarhului Irineu și ale colaboratorilor acestuia. Speranțe noastre cresc și ne rugăm ca în final să nu fie amnistiat, adică declarat de vinovat papismul, de către sârbii înșiși, așa cum a fost amnistiat de alte popoare ortodoxe și de noi greci. Stați, neclintiți și fiți tari, frați sârbi. Partea a doua, omilie se numește la autorizarea papei Francis I, nu a fost prezent în Biserica Ortodoxă și ca subtitlu este mesaj actual al Sfântului Grigorie Panama. Așa se numește. Nemaiauzite și nemaivăzute, ghilimele pline de rușine, din punct de vedere ortodox, au fost cele ce s-au făcut cu ocazia întronizării noului papă Francis I, avându-l în frunte, din păcate, pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, împreună cu delegația de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Autocefale. Nu a fost prezentă acolo Biserica cea una sfântă, catolică și apostolică, Biserica Marul Mărturisitor ai Credinței împotriva ereziei papismului, a Sfântului Foție cel Mare, a Sfântului Grigorie Panama, a Sfântului Marte Eugenicul, a Sfântului Nicodima Ieritul, a Sfântului Cosma Petulianul, a Sfântului Iustin Popovici, a Sfinților Părinți, uciși
de relativul cugetătorul patriar Ioan Becos, al cuvioșului mucenici de amăstirea al anticipul, a contemporanilor noi sârbi ortodoxi, omorâți de către ustași, ustași catolici, incitați de cardinalul și acum ele sfântul papistașilor, a fost vrea sfânt de ei, pe nume Sterianț. Este posibil ca cei omorâți în ghilimele ca niște ei de către papistași să fie trimis reprezentanți bucurându-se de entronizarea crucigașilor? E posibil ca prea Sfânta Născătoare Dumnezeu, care a anunțat pe părinții aioriți de venirea papistașilor și a la fiul cugetătorilor conduși de Becos, spunând că vin dușmanii fiului meu, să fi participat, deci mai ca Domnul, aprobând întronizarea dușmanului fiului ei, fără ca vreme de 1000 de ani încoace de la schismă, să existe măcar o urmă de pocăință din partea lor? Nu așteptăm aceste întrebări niciun răspuns teologic, nici vreo justificare a celor spuse și făcute de mari nivele teologici ai apostaziei ecumeniste, dintre care pe unul, mitropolitul Ioan Zițiuras al Bergamului, l-am văzut în imagine televizate și pe internet, mai sugabil decât toți nivele ortodoxi, aproape sărutând buzele lui mâna patru. Ne e de ajuns confirmarea adresată papistașilor, făcută de cu adevărat mare teolog al credinței ortodoxe, Sfântul Grigore Palma, care în primul lui cuvânt ecografic, împotriva ereziei papistașe despre procederea Duhului Sfânt și de la Fiul, adică Filope, bazându-se Sfântul Grigore pe învățătura de Dumnezeu înțelepțită a Sfinților Părinți, pe care diferitele parasinagogi în ereziei și fracțiuni ale clericilor și teologilor laici post-patristici pe ignoră sau disprețuiesc, deci spune Sfântul Grigore Palma că niciodată nu îi vom primi pe papistași să se împărtășească cu noi, atâta vreme cât ei continuă să păstreze erezia lui Filope. Și citeți din Sfântul Grigore. Însă noi, fiind învățați de înțelepciunea de la Dumnezeu primită, a Sfinților Părinți, nu ignorăm plătirea diavolului, niciodată nu vă vom primi să vă împărtășiți cu noi dacă spuneți că Duhul Sfânt procede și de la Fiul. Am chiar citat. Pe cine să-i credem și să-i urmăm? Pe cei ce te teologizezi în Duhul Sfânt și care sunt în acord continuu cu totalitatea Sfinților Părinți, de vreme ce nu este posibil ca Duhul Sfânt să fie în dezacord cu El însuși? Sau să-i urmăm pe cei ce teologizezi din burtă sau după gând omenești, plecând de la premise filozofice ale banii mândriși în verba pistașă, cum făcea și umanistul adversar al Sfântului Grigore Palma, monahul apusean cu Alain de Calabria? Au citit vreodată arhipăstorii noștri scrierile Sfinților Părinți? Pe cine urmează ei? Pe organele și șoptitorii diavolului, care au dus într-o mulțime de erezii, în ghilimele, Biserica Romei și aplina de boală și rufie? Nu. Biserica Ortodoxă nu a fost prezentă acolo la întronizarea papei, care de diavol, papa, e organ convins al satanii, conform Sfântului Grigore Palma. Deci expresia convins este luată din locul Sfântului Palma. Își fac iluzii toți păstorii și arhipăstorii care cred că ei reprezintă Biserica lui Hristos atunci când nu reprezintă și adevărurile credinței. Biserica există acolo unde există adevăr. Când nu există adevăr, acolo nu e reprezentată Biserica. Așa spune Sfântul Grigore Palma, contestând părerile filopalmaniste ale Patriarhului Ignatie al Antiohiei și prin acestea și pe cele identice ale Patriarhului Ioannis Calendas al Constantinopolului, care, adică acești patriarh, prin autoritatea puterilor, încercau să subestimeze învățătura și părerile unui pe atunci simplu ieu monac, Sfântul Grigore Palma, prin calomnii și persecuții, care au ajuns și până la închiderea lui vreme de 4 ani, între 1343 și 1347, în temnițele Palatului Imperial din Constantinopol. A venit vremea, în sfârșit, să se trezească cei care, amăgiți de atitudini eclesiologice, episcopocentrice și papocentrice, ezită să vorbească și să ia la rost pozițiile distructive ale reprezentanților ereziei postpatristice ecumeniste, a vremelor noastre, care mai rog ca orice preamăresc și laudă pe cei care trăiesc biserica în mod sugarnic și înjositor, în curțile arhieretcului papă și ale multor altor eretici, pe care îi cinstesc cu mitre, cârje episcopale și vase de cult, recunoscând astfel de fapt roția lor și valabilitatea tainelor lor. Împreună cu pe atunci ieromonacul Grigore Palma, exprimând și noi părerea multor ieromonac, preoți, diacon, monac și laici, repetăm cele spuse de Sfântul Grigore Palma, adresându-se Patriarhului Antiohiei și
și pe acesta patriarhului ecumenic, celui de atunci și celui de acum. Citeți. Căci cei care sunt ai bisericii adevărului sunt ai lui Hristos, iar cei care nu sunt ai adevărului nu sunt nici ai bisericii lui Hristos. Și aceasta este valabil și dacă ei se induc pe sine în eroare și se numesc pe sine și se numiți de alții, ca păstori și arhipăstori sfinți. Căci am fost învățați că creștinismul nu pune importanță pe persoane, adică pe titluri, ci pe adevăr și pe acrivirea sau exactitatea credinței. Am chiar și dat. Când în urmă cu câțiva ani am pus în circulație o mulțime de semnături ale credincioșilor și laici, cunoscuta mărturisire de credință împotriva ecumenismului, pe care noastră acum o aveți în față, au fost deranjați foarte mulți arhierei, apărători și promovatori ai ecumenismului, pentru că printre altele scriam că prin cele pe care le scriu și le fac ei în mod anticanonic și antiortodox, ei ecumeniștii, în ghilimele, se pun de fapt pe ei înșiși în afara bisericii. Am chiar citat. Ne-au acuzat că noi îi scoatem afară din biserică și au cerut să fie luate măsuri împotriva noastră, împotriva, în primul rând, a Părintelui Teotul. Ei nu au fost însă atenți la formularea. Nu îi punem noi în afara bisericii. Ei înșiși se pun pe sine în afara bisericii. Nu zice aceasta oare și Sfântul Grigore Panama prin cuvintele de mai sus, ci da, cei care nu sunt ai adevărului nu sunt nici ai Bisericii lui Hristos. Am chiar citat. Cu siguranță ar fi cerut ecumeniștii și pedepsirea Sfântului Grigore Panama, dacă trăia astăzi, așa cum de altfel l-au și pedepsit la fiul cugetătorii epocii lui, chiar prin întemnițare, fără să năruiască însă conștiința lui martirică și mărturisitoare. Sărbătorirea recentă a memoriei Sfântului Grigore Panama, în afară mesajelor lui isihaste și duhovnicești, ne trimite și un mesaj foarte actual și deșteptător. Sfântul Grigore și-a părăsit urcușul său isihast și asceza și vederea neîncetată a lui Dumnezeu și s-a implicat în luptele împotriva ereziilor apusului și a lui Panama de dragul mântuirii ortodoxilor. Deci nu ținea doar la mântuirea lui. Așa cum zice sinaxarul celui de-a doua duminici apusului mare, cu toate că după caracter, deci ca și om, Sfântul Grigore era liniștit și pașnic, în apărarea credinței s-a dovedit ca fiind luptător și combativ, până când a reușit să-i aruge pe eretici departe de biserică. Ca și un păstor care nu facă instrumentul lucrului să meargă mai mult, la lungă, departe de trup. Și citesc din seama sa. Sfântul Grigore, extraordinar de liniștit și dezmerit, nu vorbea decât despre Dumnezeu. Cu toate acestea, a fost un mare luptător. De la început până la sfârșit a fost un luptător atletic împotriva patimilor și atracilor, cât și pentru îndepărtarea ereticilor cât mai mult de Biserica lui Hristos și s-a manifestat prin scrierea de cuvinte